Ei, salut și bine găsit la un nou episod de Minecraft Survival, să te mai ce frumos pe serverul nostru, care pe care dată. Și astăzi o să jucăm puțin la forma insulei, dacă îi putem să numim așa, insulă. Și hai să vă arăt de ce. Că tot mai sunt unele găuri, mai sunt blocuri de alea care le-a adus Enderman și nu prea aș vrea chestia asta, așa că trebuie să ne apucăm să luăm iron, ce mai e pe aici pe sus, care nu m-am chinuit să le iau și să-l colectăm, zic că foame, adică foame, am dat bălcea asta aproape plin. Ai, mă, și mai pare ce să facem acum. Hai că m-am pus să sparg asta și revin până atunci, apăsat butonul de rec. Ok, hai să adunăm tot și te rog, pot. Mulțumesc, mulțumesc. Hai să adunăm tot ce este bucata de fier. Pa, 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 și trebuie să mai fie pe aici. Bobicanul ăsta îl mai las ca să mai minez, nu l-am mai folosit de mult timp, dar îl mai las, de ce nu? Nu știu niciodată când avem nevoie să mai minăm, când mai, nu mai e ce face, ne apucăm să minăm. Da, lăsăm deocamdată acolo, uite, chestia. Gravura asta, nu vreau să fie aici. Așa, cu o astupăm. Aici, acum e făcut, hai cu încă două. Să fie măcar ca așa. Și aici asta, blocul ăsta luăm. Bun, blocul ăsta luăm și pe ăsta. Blocul ăsta și tăia partea asta de aici. Să nu mai fie chestia asta, pentru că aș vrea să mă să construiesc și prin zonele astea. Ce zic și nu știu de ce se vede așa. Chiar nu știu de ce se vede așa. Da, ciudat. Nu știu de ce era așa bugata. Da, hai, ce să facem? Stupăm și partea asta. Nu avem și partea asta de opa. Avem și partea asta de astupa. Frumos. Pac, pac. Bun. Hai să vedem ce mai e și pe aici. V-am zis, cam asta să facem în acest episod. Și mai vedem noi în pas cu zonă, cred că o să facem toată chestia asta, tot episodul. Cred, sper. Chiar s-ar putea să-mi fac asta tot episodul, pentru că nu aș vedea rostul. Papa asta nu mai trebuie să fie aici. Asta sparg. Luați asta, nu mai ce face cu ele. Asta. Hai să las că na. Și s-a generat asta. Pe aici. Mai și pe acolo puțin de astupa, că erau unele găuri. Pac, pac, aici. Dă una așa, aici, pe aici nu-i mai nimic, dar uite, mai avem și chestia asta. Pac. Uite, asta nu prea e pe rostul. Aici, la fel, mai pun și pe aici, blocul ăsta îl luăm. Am zis că pe ăla, da, până la urmă l-am făcut și pe ăsta. Ai, ce să facem? Dăm și astea, că na, foamete. Ok, cam vreo 3 double chest-uri. 3 double chest-uri pline cu dirt. Eu n-am mai văzut așa ceva. Plus 2 sau 3. 2 sau 3, dar să vă spuneți că checker box-uri prin acolo. Să vă pun unde mai găuri ca să știu pe unde mai o să stop. De pe aici. Am zis ca să nu se vadă aia, ca să pot să vadă tot frumos cu dar nu m-am și interesat așa de mult, așa că mă interesează acum cum arată aici. Că nu m-a interesat când am făcut zona, mă interesează acum. Și uite și chestiile astea la fel. Le spargem. Pac, 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 pac.
pune și neator, să mai pune o torță, oricum toată partea asta de 3x3 trebuie să fie iluminată, dar până iluminăm noi toată harta aia, toată harta asta, mai bine deci să ne aruncăm în domovița, vă zic eu. 100%. Uite, asta n-au văd rostul. Ăsta, apa. Ce înseamnă să doar să astupi. E oare reușesc să mă vor din prima pe chestia asta? Nu știu, zic. Dau și cu pe joi. Da, bun. Așa. Fac și fac. Dacă vreți să-mi dați și mie un follow pe Instagram, aveți Instagram-ul meu în descriere și vă aștept acolo cât un follow. Dacă mă aveți deja la follow, nu uitați să vezi ca și mai pozele. Dacă mi-ați dat și mie like-uri la ele, o postez eu multe poze, deci... Când mai vine și mai așa, oh, stai că n-am și cu Instagram să mai postez și opinia. Nu mai postez o poză, o dată știu că am postat într-o săptămână, chiar două, că chiar am zis, oh, oh, săptămâna asta cu două poze pe Instagram. Sunteți nebuni care eu pun o poză odată la lună sau două săptămâni. Aia ce să facem? Bă, așa mai avea nevoie și de sand, deci trebuie să mă duc să mai și iau ăsta la cu noi, avem nevoie. Pa, popa. Bun, așa, uite și ăsta. Ce mai pe aici? Mă, dopleacul ăsta l-aș lua, pentru că aș vrea să fac o fermă de pumpkin. Și toate chestiile astea, așa că e numai bun, părerea mea. Hai să vedem. Copacul ăsta trebuie să fie luat. Și mai să mai sub și gaura aia și gaura asta și cred că terminăm pe acest episod, ca să nu se lungească așa de mult acest episod. Astupăm. Gen, să nu vă plictis și să lungească videoclipul, mai țin. O să mai țin cel puțin o oră, hai că o oră, poate fi în jos și văd după cât iese, dar... Aia, unde mai prost. Pac, 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 și-o tot uite aici, încă una. Mamă. Ha, gata, pot să zic că am terminat pe episodul ăsta de lucrat la terraforming și hai frumos înapoi în bază să încerc să ne golim inventarele, să vă arăt ce am făcut la ferma de gol, pentru că eu m-am lăsat o seară, adică nu o seară de aia de 6 ore, m-am lăsat o seară de vreo 12 ore AFK și să vă arăt care a fost rezultatul a 12 ore de stat AFK la o fermă. Mai e ceva pe acolo, dar nu suficient pentru ce o să am eu nevoie, așa că trebuie să mai mă duc să iau și de ăla. Hai să vă arăt câte de astea. Deci nu mai am unde să le pun. Mai am și pe aici. Vai de capul nostru. Și eu care am zis să mai folosesc la de-astea ca să mai scap și eu din nici o treabă, tot am multe. Păi ăsta l-am lăsat aici că nu știam ce să fac cu el. N-aveam loc în inventar și l-am pus și eu jos. Aici ia, de curiozitate, adică n-am mai fost de ceva timp. Sunt curios, mai produce și... Mamă! Deci ăsta s-a blocat, câte știu eu și nici m-am chinuit să-l fac, nu? Da, ăsta am închis serverul și nu știu care a fost problema, s-a bugat și nu mai funcționează. Nu-i cine știe ce mare problemă, pentru că oricum bambu să face... Dar e greu și da, nu prea aș vrea să fac așa deocamdată așa de mult bambu, dar uite că sugar cane chiar produce și chiar este foarte bine că produce atâta sugar cane. Și hai să plecăm de aici, am văzut despre ce este treaba, deci vreo, nu mai știu câte, 3 double chest-uri, cam așa, cred că erau, pam, și uite deja, hai că spun, aia am ești mai prost. Ok, hai să văd ce s-a mai lucrat-o puțin off camera. Deci, hai să vă doar arăt.
părere, cât am lucrat. Cam nebun băiatul. Deci 3 shulker box-uri, am rămas cu 2. Și aici spre ferma de gold. Aici ăștia 2 care... Nu cred că o să le mai dau gol prea cool. A, deja l-ați terminat? Nici nu vă chine să vă mai dau mâncava și. Deci 1, 2. Deci și ăsta doar 2. Ăsta 1, 2, 3 spre 4. Și hai să vă arăt de ce să nu mai le dau. Pentru că nu prea mai ce face, adică cel puțin cu, uite, de exemplu, cu Blackstone sau cu ce aruncam, nu mai știu ce aruncam, erau unele chestii care nu îmi trebuia, gen, și le aruncam direct. Uite, n-am nevoie, dacă am zis că fac rost aici doar de 3 ore și atâta, după tot rău noi, poțiuni de-astea, o grămadă, uite, și de-astea până pot să arunc și o grămadă de lucruri. Dau nebunii ăștia, dar da, hai să mergem sus ca să vedeți ce s-a mai întâmplat. Sunteți pregătiți? Să spuneți-mi voi în comentarii dacă credeți că sunt de ajuns atâtea cufere. Atâtea cufere. Ce părere aveți despre sistemul ăsta de sortare? De costate așa pentru un prieten. Aveți o părere bună? Că 20, cum știți, rândurile de aici, gen, da, rândurile de aici erau cu Rotom Flash, rândul de acolo cu Rotom Flash, și aici era una de pipete și aici una de gold. Pipetele, îmi dai seama, 12 ore a stat afecat, s-au umplut chesturile alea și după dădeai să vede aici, nu mai avea unde să se ducă. Așa că am decis să fac chestia asta. Deci acum pipetele, după ce o să umple asta, alea de sus plus alea, o să coboare aici, 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 aici. Oh my fucking god. Da, eu nu știu ce să mai zic, chiar nu știu ce să mai zic toată chestia asta. E o nebunie de surdă mare ce s-a întâmplat acolo și aici, da, pot să mă lovesc de asta. Am scos și scara ca să văd eu cum trebuie să fac pe aici, să pot să fie bine, să nu fie rău. Asta ce-am mai lucrat și ce-am mai spart. Opa. Hai că nici nu vreau. E, voi, hai, stați aici, spuneți-vă. Bă, nu știu dacă am mai lucrat pe aici off camera, dar știu că mai mina, dar nu chiar așa de mult. Adică blocurile alea care sunt The Ghost. Și alio, ce bun sunt să moară, frații mei. Oare... Da, nicio șansă. Poate? Nicio șansă. No. Aia, am mai prins. Bum. Așa, frate. What the fuck you? Să nu mai fi. Bun. A spart pe aici partea asta, da, uite, acum am să ne transport partea asta de aici. O să vin cu tintiuri ca să nu mai mă chinui să sparg eu manual asta, oricum am ferma de prin care îmi dau automat d-astea și n-am ce face oricum cu atâta. Și o să vin, dau cu tintiuri, sparg toate nebunile astea. După mai trebuie să sparg partea de acolo, gen toată partea asta ca să fie un chenar. Ia, de fapt, astea să-i fac un contur ca să-și dau seama. Deci până la ce număr am pus? Am decis până la numărul 4, 6, cu 2, cu 19. 19, na, mamă, dar chiar... Deci cam până aici ar trebui să spart. Deci asta ar fi pas, mă. Deci... Asta așa. Ca și niște blocuri. Bă, cu aceea nu știu cât trebuia să mă, dar mă duc și acum ce să fac. Ce să fac? Uite, dau așa în jos. Ca să am și o idee când m-a pus să spar, să... Na. Să fie acolo.
Să fie bine, să nu fie rău. Și spar și partea asta așa. Pac. Bă, bine, măcar că mi-am mai făcut mai niște pickaxe-uri, că altfel mi-ar lua o eternitate să mă duc să repar, să fac, să repar, să fac. Așa, cu niște pickaxe-uri. Acea pacea și s-a făcut mai mult. Bine. Mai mult. Acolo cât să se facă, zai să. Mă confirm, asta o să mai dureze o săptămână, două, trei. Până să fie gata, dar n-avem ce să facem. Producția o să fie mare când o să fie. Când o să blocul de asta. Fantomă mă și mă nervez, dar după ce dau reload, apar și trebuie să mă duc să fac rost de magenta, că nu am magenta. Mi-am adus aminte acum că am văzut că nu mai au. Da, trebuie să mă duc să iau magenta, așa că mă duc acasă să vedem dacă avem magenta, că nu cred. Ah, bă, da, chiar avem o magenta, ia uitați. Fix la 16 avem. O tășniță de pui. Bă, stai mă așa, bă. Bun. Deci nou, am încă una. Și cum că așa. Bun, deci avem 19, magenta, uite că avem. Dar oricum, eu, de oricum e prea mult, nu știu ce fac chiar la tot, dar oricum pot să le recolorez, așa că nu e nicio fel de problemă. Bă, dacă stau să mă gândesc, nu prea și de mult, hai să mă urc să-l pun ca să văd cam cât mi-ar mai trebuie. Ok, că mă ajung și noi aici și hai să ne punem să punem de-astea cam. Ar trebui. Bă, dar o să mă enervez că nu prea am un bloc. Am cât un bloc lipsă și o să se întâmple cât o nenorocire de asta. Bă, ce-mi place. Băi, da, ce-mi place să lucrez cu lezul de la unele. Mamă. Bă, deci când s-au făcut așa mici chestiile astea, bă, de nu mă enervau. Și încă mă enervez. Trebuie să stai să pui bă ăsta acolo unde trebuie. Că înainte cum erau cu patru părți mai limere. Acum te chinui până îl nimerești, dacă mai te și grăbești, nu-l pui nici bine, te-a pus să-l spargi și după să te chinui să-l pui ca în lume. Deci mai bine zic, mamă, ce e aici, chiar vreau să zic ce e aici. Hai. Fară, bă. Salut, mamă. Salut, bă. Salut, bă. Am salut, bă. Am salut. Ia o genă. Bun. Și pac. Deci trebuie să mă pun fix pe aici. Mamă, chiar, ah. Mă duceam într-o parte așa, când mergeam era perfect. Uite-i, ah. Da? Hai că merge. Funcționează, mă, că merge. Uite, cam până ai. Greu. Cam până aici o să vină oricum design-ul. Așa că acum doar spargem și ea trebuie să refac chestia asta și pe partea asta. Bă, cred că am făcut chiar la limită, dacă mă întreb pe mine. Sau? Eu nu știu, cred că o să mai am nevoie de câteva blocuri, dar nu așa de multe. Bă, hai. Aici am sus. Hai să vedem dacă mai rămâne, dar cred că o să mai rămâne la câteva blocuri și nu, asta e cea mai... ba, nu, cred că... Sau? Bă, cred că... Ba, acolo rămân cu una, două ori. O să mai întrebească o dată de 16. Una din două. Da, o să rămân. Deci, hai. Am rămas cu 4 lor. Bă, măcar am făcut toată chestia asta. E ok. Am măcar, pot să mă zic că mai lucrat puțin și pe la cum să-mi știam asta? Nether Hub. Hai să vă arăt și cum funcționează. Cum funcționește. Hai să... Da. Bă, oricum, partea de aici am... Răi, aproximativ gata. Dar partea de aici... Nici m-am apucat de ea. Încă aceeași scletul tău. Partea de aici nici m-am apucat de ea. Mamă. Ai, ce să fac?
Și eu ziceam să fac, să mă duc la toate portalele. Hai că la toate portalele, mâncați și n-am terminat. Păi eu cred că am trei portale, mâncați și nici alea nu sunt terminate până la final. Hai să vă arăt ce stau. Am zis că te-a postat tot la Sharkercraft, am mult la Sharkercraft. Uite-te și cum se vede, uite-te și cum se vede, uite-te și cum se vede și mă enervează. De la ce? Nu știu, că am dat restart la toate setele din Minecraft, dar nimica. În fine, o să caut eu într-o zi, dacă îmi dau seama și cum să caut, o să caut. am făcut o fermă automată de asta, de Nether Star-uri. Și am zis, o fermă automată de Nether Star-uri. Păi atunci eu mai fac ferma de uitași. Că dacă poate ceva buggy și știi ce zic, dintr-un Wither, din câte am văzut eu, așa, de mare parte că dădeam skip, skip, skip să văd cum se face, vedeam că e doar un Wither și după pune tu doar sorse, dar după am văzut că a pus un double chest plin de capete de Wither și după am zis, aha, degeaba, n-am rezolvat nimic. Și pe am făcut mecanismul și nu știu ce aici am framez, haba n-am de ce. Aici mai trebuie doar să aduc cu Minecraft și ăla e tot mecanismul. Dar până nu am eu Minecraft, n-a trebuit să mă și chinui, așa că mai să plecăm de aici oricum și îmi framez. Și nu înțeleg de ce îmi framez, dar să-mi repar și eu unele, dacă tot sunt aici oricum. Nu le-am mai reparat de mult timp ferma asta. Bine, nu e cine știe ce eficientă ferma asta. Ferma asta era bună la început. Acum că n-am evoluat cu toate chestiile astea, cu fermă de gol, fermă de de la, nu prea mai e cine știe ce sunt fermele astea în momentul de față, așa că să nu le uităm, știi cum zic, te mai aici, să nu le uităm, că nu-i frumos. Ferma care am muncit, bine, ferma așa oricum am făcut-o pentru mine, nu asta am făcut-o pentru Gabriel, pentru că și de oare ce, una cât de proste la Minecraft și la orice joc video, murea. Deci trebuia cumva să-și facă înapoi XP-ul, să punea sara feca la ferma de gold, nu mă lăsa pe mine să fac level că să punea el, măi, hai, un meci mai prost, nu puteam să fac level, cum nu vreau level, vreau gold. Măcar să punea el, deci era teoretic ok. Și a doua zi după ce făcea 100-200 și ceva de level, murea. Bă, murea. Și a ceva n-ai mai văzut. Da, dacă nu știu ce sunt astea, cum să faci animațiile din astea la item frame-uri, la stand armor, parcă sumea, ca să-i dai cu de-astea așa, cu mână, cu sus, cu chestii nebunii. Bă, și faci ceva, mai trebuie să mai umblu, frate, hai să fac și eu chestia asta așa, măcar să fie un drum, dacă știi ce zic. Pac, pac, pac. Nu e trecut, te-ai spawnat, mă! Cred că de sus te-ai spawnat, da, că nu cred că e mine. Aie. Deci trebuie să văd cum fac cu tine, să fac un pod în jos. Dar până atunci, aici sunt toate drumurile. Bune, trebuie să văd și aici, că dacă tot sunt acum, ca să mă pot să trag și niște măsuri. A spart ușa. A spart-o. Bă, să n-are toți în casa mea? Bebe, n-ai toți în casă? Stai, mă, că vine eu să te rezolv, nu e nicio fel de problemă. A, că spun peste tot. Oricum nu prea mai intra pe server. Că oricum nu prea făceai tu mult, așa că nu contează existența ta pe serverul ăsta, dar e ca așa, mă, că mai aveam eu cu cine să vorbesc, cu cine ce să mai vorbesc, toate chestiile astea, dar ai, mergi mai prost. Să pun peste tot, mă, mâncați și că nu prea vreau să mă trezesc cu iar creeper cu zombie în casa ăsta, că ăsta doar a făcut-o, dar după s-a cam lăsat. Ce să-și facem? Mamă, chiar nu prea
Cea mai bună atac. Uite că aici, hai că... Ia să zic că... Deci am și arbustul și pe aici, what the fuck? Mamă, am și arbustul și pe aici. Ăsta cât de bine e pus, nici nu se deschide. Da, e gol. Aici mai prost. Da, nu. Casa lui nu am nicio treabă, nu umblu, nu mă interesează. Opa, 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 opa. Nu, da, asta e pasă de patru, mă, cațe și nu știu ce casă a făcut ăsta de patru de astea. Eu nu știu, uite-te și tu că de toți se pun, a pus într-un loc cât de nimic. Cațe și bă, nu, nu știu, nu știu, cred că nu, pe mine mă bate. Trebuie să mă duc să aduc... Stepuri aici, la mână. Și cred că mă duc să aduc slaburi ca să mă pot să pot continua toată treaba, că dacă nu pun aici slaburi, nu. De fapt, ia stea, mă, care e ăsta aici? Care e ăsta aici, le, mă? Nu mai mă duc până acasă. Uite, care e ăsta, mă, aici? Da, sunt liniștit, uite, are Gabriel. Ce frumos. Chiar și rămâne. Ia uite la ea, ai de ea. Hai, uite așa, să fie pac. Bun. Hai să ducem ceva de genul. Până mai în față, până cam pe aici. Și după mai facem și încă una de asta așa. Pac, pac, și dă-și cu ăsta. Dă-și cu ăsta, mai punem aici o torță. Bun. O torțele astea care sunt prea multe, mă, frate. A pus la torțe de să mă bată mama de... Nu știu de ce a pus la toate. Nu știu de ce a pus la toate. Chiar nu înțeleg. Da, hai, fiecare cu casa lui, mă, eu știu. Aici, uite că se face de ce ochi o să se facă. Aici mai trage o linie așa. Mai trage o linie așa. Hai, acum trebuie să așa să fac ăsta. Noi. Bă, dar de ce nu dau click și... What the fuck, man? What the fuck, man? Uite că aici deja s-a făcut. Bun. Și acum... Ar trebui să mă duc în partea, uite, cam așa, gol. Ar trebui. Acum eu știu ce să și zic. Da, cam asta trebuie să fac. Hai că mă apuc eu să fac asta ca să nu vă plictisesc și revin. Când termin. Ei bine, da, arată că oricum ok de cât ok, dar cam asta nu o să fie finalul, deoarece mai trebuie să-l și decolăm, să-l facem gen cu frunze, cu poli și cu nebunii de-astea, dar până atunci eu zic că a ieșit decent și de ce nu? Spuneți și voi în comentarii ce părere aveți. Și dacă tot suntem aici, să dăm viață la drum, stai că aici la drumurile din satul nostru, sau din sat. Sat. Să duc de asta. Aia. Și mi-am adus aminte că eu aici am cu culori cu dastea și am mai trebuie să duc mai aduc și niște articole, nu mai aduc și cu roșu. Că după se face nenorociri, să ținem satul, să dăm viață la laborator. Hai că ușor, ușor. Prinde viață și satul cu nostru, mie chiar îmi place oricum, uite aici e ușa deschisă. Așa mai e ceva și a lucrat tot așa. Ce ar mai sunt ceasul din câte știu. Bun. Patul ăsta, aici am apăsat din greșeală și nici acum nu l-am schimbat, aia și nici nu prea să simt prea cum. Bine măcar că pe asta nu se spawnează zombie, deci e un plus. Uite așa. Chiar, chiar, chiar arată ok.
Mai trebuie să mă duc și cu asta, dar prima dată hai să-mi culc. Hai să mergem să încălăm și zona asta. Bun, dispărut tare, mai las, aștept să crească și după mă duc la fiecare în parte. Și mi-am adus aminte de... Uite, e acolo, nenorocire. Hai, o să văd o altă dată. Vedem noi altă dată pe un alt episod. Am mai făcut eu ceva chestii la... trading core-ul nostru. Cum puteți să observa aici, s-a cam golit tot, toate runii, toată ajutăm pe aici pentru că, na, s-a golit. Și aici s-a terminat, am terminat, am mai pus eu încă vreo, nu știu cam câte am pus, încă vreo 4 cam în fiecare parte, cred, deci 8 în total am mai pus în partea asta. Aici n-am mai făcut nimica și vedem noi când ne apucăm să facem și partea de aici. Partea de aici o să mai dureze pentru că o să fie cu fermier și n-are rost să ne grăbim. Am luat de la băieții ăștia evulnerale, am luat o grămadă de... Am luat o grămadă de name tag-uri pentru că n-am găsit niciodată. Oricum am folosit o grămadă de name tag-uri că nu aveam și am zis, bă, dacă tot am pus pitatea, luăm, frate, de tot. Luăm de tot. Avem cu ce. Avem cu ce, tată. Avem încă 3 capete de Wither. Nu ne chinim încă să-i nenorocim, dar o să le vină și lor vreme. Dar cu alte cuvinte, acest episod este terminat, deoarece ajungem și noi la finalul videoclipului și să nu mai lungim. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare de această serie minunată și nebună de Minecraft. Și noi ne auzim la episodul de mâine. Bye bye, hai să aduc!